Mai mulți călători aflați seara trecută într-un tren care făcea naveta de la Constanța la Mangalia au trăit clipe de groază după ce unul dintre vagoane a luat foc. Mecanicul a oprit trenul în apropiere de Neptun și a încercat să stingă flăcările până la sosirea pompierilor. Din păcate, a suferit arsuri la mâini și pe față și a fost transportat la Spitalul Județean Constanța cu o ambulanță. Din fericire, medicii spun că bărbatul este în afara oricărui pericol. Trei autospeciale de pompieri de la ISU Dobrogea au intervenit și au reușit să lichideze incendiul. Toate celelalte 5 persoane care se mai aflau în vagon au reușit să coboare la timp, însă trenul a ars în totalitate. Reprezentanții CFR și pompierii vor încerca să stabilească din ce cauză a izbucnit incendiul și să evalueze pagubele.